Mulțimea de oameni care a trecut granița în urma invaziei Rusiei din februarie 2022 ar fi trebuit să fie o mână cerească pentru țările din estul Uniunii Europene, unde deficitul acut de forță de muncă a frânat mult timp creșterea economică și a alimentat inflația. Doar că o analiză recentă arată că țările europene nu au profitat pe deplin de această oportunitate, chiar dacă mulți dintre cei care fug de război au un nivel de educație ridicat sau au competențe extrem de necesare. Iar schema de protecție temporară a Uniunii Europene pentru refugiații ucraineni urmează să expire în martie 2024. Cu mai multe informații despre ceea ce se întâmplă cu refugiații din țările din estul Europei, vine Cristi Georgescu. Bună seara! Bun găsit. Obstacole de la lipsa facilităților de îngrijire a copiilor până la reticența de a recunoaște calificările academice și profesionale non-europene a lăsat posturile vacante neocupate și noi sosiți în majoritatea femei frustrați. Mulți dintre ei sunt blocați în locuri de muncă sub nivelul lor de calificare și de educație și fără perspectivele de carieră pe termen lung pe care le caută. Grupul de reflecție al OCDE estimează că integrarea cu succes a acestui ultim grup de refugiați ar putea mări forța de muncă a Europei cu o jumătate de punct procentual și ar putea contribui la atenuarea deficitului de forță de muncă, citat ca fiind un factor important al inflației încă foarte ridicate. Însă la 17 luni de la invazie, mulți dintre ei sunt încă angajați cu contracte pe termen scurt sau cu jumătate de normă, mai degrabă decât în forme durabile de angajare. În Germania, cea mai mare economie a Europei, care, potrivit datelor ONU, găzduiește cei mai mulți refugiați din Ucraina, numărul de locuri de muncă vacante a crescut la cel mai ridicat nivel de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Chiar și așa, mai puțin de unul din cinci refugiați și-a găsit un loc de muncă până acum, în timp ce Berlinul se concentrează pe cursuri de limbă care ar trebui să îi ajute pe refugiați să găsească un loc de muncă pe termen lung mai bine aliniat cu competențele lor. În timp ce soarta refugiaților este parțial legată de evoluția necunoscută a războiului din Ucraina, schema de protecție temporară a UE pentru refugiații ucraineni urmează să expire în martie 2024.